Analiza posibilității testării antidroga elevilor de către personal medical calificat ce deservește unitatea de învățământ în situația în care elevul manifestă vizibil comportament dezadaptativ caracteristic consumului de droguri cu acordul părinților. Subliniez cu acordul părinților. Este o variantă să se încerce introducerea de teste, sigur, cu acceptul părinților. Nu putem să stăm și să observăm fenomenul și să nu facem nimic. Și să educăm pentru a preveni consumul de droguri, dar și să fim mai ferm. Autoritățile anunță că vor fi constituite grupuri de acțiune la nivelul fiecărei unități de învățământ, formate din reprezentanți ai MAI, ai școlii, părinți și elevi. Nu aș vrea să fie doar de la Agenția Națională Antidrog sau eu știu, de la experții din cadrul Ministerului de Interne, și ar trebui să fie și consilieri și psihologi, pentru că nu știi reacția unui copil care poate, Doamne ferește, este consumator și în momentul când se vine în clasă o astfel de echipă s-ar putea să leșine. Nu e clar cine și cum determină ce elev pare că a consumat și ce elev nu pare că a consumat droguri. Nu suntem de acord ca elevii să se drogheze. Însă credem că există anumite proceduri reglementate deja de dreptul penal. La nivelul școlilor se pot demara acțiuni de prevenție. În opinia psihologilor, măsura la care se gândesc autoritățile este sortită eșecului. Aceștia propun ca părinții să fie învățați cum să recunoască semnele consumului de droguri la copii. Până vine acordul părintelui, a dispărut din sistem drogul. Pentru că ce folosesc copiii sunt acide, etnobotanice, THB puse în instrumentele acelea de vape. Azi au tras, ziua următoare a dispărut din sistem. Copilul o să fie clean, părintele o să aibă încredere. Experții antidrog vin cu alte propuneri. Sunt două posibilități. Fie dăm teste rapide părinților și este opțiunea lor acasă dacă le fac sau nu, fie să testăm suprafețele în lipsa elevilor și cu discreție. Posibilitatea folosirii testelor antidrog în școli a mai fost discutată și în urmă cu câteva luni, când autoritățile au declanșat operațiunea Meduza, cea mai mare anchetă privind traficul de droguri din școli. În România, vârsta de debut pentru consumul de substanțe interzise este 13 ani, potrivit celui mai recent raport al Agenției Naționale Antidrog.